Desenează de când se știe, iar picturii s-a dedicat neîncetat încă din primii ani ai copilăriei. Așa poate fi descris în câteva cuvinte artistul plastic buzoian Emil Ciubotaru, cel care în ultimele trei decenii a participat cu lucrări la zeci de expoziții de artă din țară și străinătate. Economist de profesie, absolvent de Colegiul HDU și ASE București, Emil Ciubotaru nu a renunțat nicio clipă la pasiunea sa din copilărie, pictura. Artistul buzoian își amintește perfect cum a început să îndrăgească desenul și mai apoi pictura. Îmi aduc aminte de vârsta de 5 ani, da? Când tatăl meu, pasionat și el, mi-a pus în mână pensulă. Deci el de meserie era ceferist, impregat de mișcare, dar era foarte pasionat, cred că e din familie treaba asta. Și în timpul liber făcea lucrul ăsta și mi-a pus și mie pensulă în mână, culori, și mi-a dat drumul. Și mi-a plăcut. Și a trebuit să continui, pentru că simțeam să fac lucrul ăsta și el m-a încurajat. Bineînțeles, după aceea am trecut prin toate fazele, desenele copilăriei, desenele din școală, am avut o îndrumătoare excepțională, doamna profesor Munteanu Argentina, de la școala 11, care m-a învățat ABC-ul culorilor și al picturii. Pe Emil Ciubotaru l-am găsit pictând în atelierul său inedit din noul sediu al Asociației Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău, aflat chiar în centrul orașului. De altfel, artistul pictează la vedere, așa că oricine are drum în zona Palatului Comunal îl poate vedea la lucru. Se întâmplă de foarte multe ori să se așeze oameni și să vadă cum lucrez. O parte din ei intră, vin mai aproape, mă întreabă, socializăm, comunicăm, le explic, îmi cer detalii, îmi cer sfaturi, vin părinți cu copii care, văzând lucrul ăsta, își manifestă interesul de a învăța să picteze, lucru pe care noi aici am și început să-l facem. Artistul plastic buzoian, în vârstă de 55 de ani, are câteva teme preferate, dar și o tehnică pe care o folosește frecvent. Plecând de la desenele copilăriei, care implicau tehnici în acuarelă, tempera, guașe. Încet, încet am experimentat și am ajuns la ulei. Uleiul pe pânză, în tehnică cuții de paletă, care îmi place foarte mult să o folosesc. Iar temele pe care le abordez acum sunt teme clasice. Foarte rar, sau cum să zic, ca să diversific puțin și să mă desprind puțin de clasic, mai lucrez și câte un abstract, în tehnica acrilică. E o tehnică nouă, da, pentru mine. Lucrarea de față este o natură statică. Un vas cu floarea soarelui. Da? Este realizat în ulei pe pânză, deci culorile sunt culori de ulei care se combină cu medium, ulei de in, fiert, și tehnica în care lucrez se numește, cum v-am mai zis, cuții de paletă. E vorba de acest mic șpaclu care se regăsește în arsenalul meu, sub mai multe dimensiuni și forme. Ca în mai toate profesiile, pandemia a dat peste cap și planurile artistului plastic buzoian. Cu toate acestea, Emil Ciubotaru și-a păstrat vie pofta pentru pictură, însă temele abordate au fost altele decât cele din vremurile de dinaintea pandemiei. În plan personal, da, a fost o perioadă destul de stranie în care nu pot să zic că m-am pierdut. M-am regăsit practic lucrând de niște teme pe care nu le-am abordat niciodată. În speță cai. Am lucrat cai în acești 2 ani de zile. Ne lucrăm niciodată. Da. În prezent, câteva zeci de lucrări ale artistului plastic Emil Ciubotaru sunt expuse la sediul Asociației Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău. De altfel, la Galeria Atelier Art este amenajată o adevărată expoziție de artă cu vânzare, fiind etalate operele a peste 15 creatori populari din județ. Sunt expuse obiecte de podoabă, tablouri, diferite obiecte confecționate din piele și chiar elemente de artă decorativă.